După ce Renato Usatăi a postat un video din care se vede cum liderul PSRM Igor Dodon trage cu nevodul peștele din iazul de la reședința prezidențială din Condrița înainte de a pleca de acolo, cel din urmă a zis că, de fapt, el a curățat iazul pentru a aduce alt pește în loc. Iar acest video este unul vechi. Fiind întrebat cum Renato Usatăi a intrat în posesia acestor imagini, fostul președinte a declarat că bănuiește că ar putea fi implicat personalul de la Condrița. Breaking news. Igor Nicolae Dodon, fiind om gospodar, ce face după ce pierde alegerile? S-a pus nebunul, scoat tot peștele din ea, să-i rămâi necurmați. Ia ce-ți faci așa? Ok, Igor Nicolae, răzbac-te în așa leacă, a? Tică, tică. Asta e unde lui. Eu ies de la Vale și asta nu e după alegeri, dar asta e undeva în 2007 și 2008. Când trebuie curățit. Iazul și dat alt pește. Dumnealui a spus că a luat acest video din telefon de la dumneavoastră. Este posibil ca să apară și alte video de acest zi? El cine? Hai că știu. Lăsați să spală bolii în pace. Nu scotea tot peștele din iaz, ci doar curăța iazul pentru a duce alt pește în loc, a răspuns Igor Dodon atunci când l-am întrebat cum comentează videoul publicat de Renato Usatăi, în care a fost acuzat că ar fi scos tot peștele din iazul de la Condrița după ce a pierdut alegerile din noiembrie anul trecut. Totodată, președintele Partidului Socialiștilor a mai zis că acest video este de mai demult și nu de atunci de când a plecat de la reședință. Iar atunci când l-am întrebat cum Renato Usatăi a intrat în posesia acestor imagini, fostul șef de stat ne-a spus că presupune că agenții de pază i-ar fi putut transmite acest video. Cum a intrat domnul Renato în posesia acestui video? Eu nu știu. A spus că e de la dumneavoastră din telefon. Nu știu. Odată ce apăreți dumneavoastră în poză, înseamnă că în video l-a făcut cineva din oamenii dumneavoastră. Cineva din pază. Acum s-au dus la Maia Sandu. Igor Dodon a locuit la reședința din Condrița timp de 4 ani când a fost președinte, eliberându-l în noiembrie anul trecut. Atunci, într-un tur pentru presă, echipa noastră a surprins cum fastuoasa locuință a rămas pustie, iar în unele camere nu era mobilier deloc. Pustiu a rămas și beciul unde conservele rămase puteau fi numărate pe degete.